pentru popor. Domnul a zis, îngerul morții este gata, pregătit ca să lovească și să-și ducă lucrarea la îndeplinire. Dar zice Domnul, eu sunt cel ce sunt, cel ce am toată puterea în cer și pe pământ și pot să zădărnicesc orice plan al celui viclean. Dar zice Domnul, vreau unitate, vreau rugăciuni făcute din inimi sincere și curate. Vreau să vă întoarceți cu fața spre mine. Vreau să căutați fața mea. Vreau, zice Domnul, să luați hotărâri noi de slujire, erebe de semenegan, de împlinirea cuvântului meu în viețile voastre, esamanagan, dar nu numai hotărâri, ci și împlinirea hotărârilor, zice Domnul, esamanastibere de gan, erebe de gen, căci este ceasul al 12-lea. V-am vorbit în fel și chip, zice Domnul, ca să trezesc poporul. Esamana stibere de gan, căci venirea mea este chiar la uși, safara iahanahare. Dar dacă nici acum nu vă veți trezi, zice Domnul, voi îngădui un tăvăluc să treacă peste această țară, zice. Araia Hanahare pentru trezire, zifere de gan, e revede samana fara iagan și vor curge multe lacrimi și multe steaguri de doliu vor fi zifere de gan. Dar astăzi, zice Domnul, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima ca cei de la Meriba, e revede semene gan, ci puneți cuvintele mele în inimile voastre, sifara iahanahare, și aduceți roadă, întoarceți-vă la mine cu toată inima, zice Domnul, și eu voi lucra în milă și îndurare cu voi, ca să vedeți slava și puterea mea de Dumnezeu la lucru. Amin. Amin.